La mănăstirea Hadâmbu din județul Iași va avea loc duminică 13 ianuarie 2019, după Sfânta Liturghie, parastasul prilejuit de împlinirea a 40 de zile de la plecarea către Împărăția Cerurilor a schimonahului Serafim Bozariu. Slujba va fi oficiată de arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, alături de un sobor de preoți. Vor participa viețuitorii din obștea monahală de la Hadâmbu, rude și prieteni care l-au cunoscut pe schimonahul Serafim. Am părăsit această lume și se împlinesc 40 de zile, duminica viitoare, unde vă așteptăm la slujba parastasului pentru 40 de zile a Părintelui Schimonah Serafim, Dumnezeu să le ierte, să le odihnească. Vreau să vă spun că Părintele Serafim a început să ne dea răspunsuri deja, cum spunea el odată, și mort o să mă simțiți. Când n-am să mai fiu, o să mă simțiți în obște. Foarte mulți credincioși vin care n-au ajuns la mormântare, neștiind că este mort, și îl caută pentru cuvânt. Schimonahul Serafim Bozariu s-a mutat la cer pe 4 decembrie 2018, la vârsta de 93 de ani. Slujba în mormântări a fost oficiată câteva zile mai târziu și a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Calinic Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Vrednicul schimonah a fost și este căutat de pelerinii din țară și străinătate pentru cele de folos sufletului lor.